Deși șeful armatei a spus că trebuie să fim pregătiți pentru război, românii nu iau în calcul această posibilitate. Oamenii spun că își vor trăi viața în continuare relaxați și fără frică de război. Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, a tras un semnal de alarmă cu privire la necesitatea pregătirii României pentru un eventual război. Deși situația României este privită cu incertitudine, românii spun că un război în țara noastră ar fi puțin probabil. Nu cred că trebuie să ne alarmăm. Mi se pare că vrea să inducă frică oamenilor în primul rând, deci nu cred că e cazul deocamdată. Da, adică nu simt un pericol anume, adică nu văd de ce aș fi în pericol, nu. Cu România sigur nu o să fim război. De ce păi, pentru că suntem români și suntem în România, cu alt stat. Tot șeful statului major a anunțat că România pregătește introducerea unui serviciu militar voluntar pentru război. Întrebați dacă ar participa, răspunsul românilor a fost unul pozitiv. Este o practică europeană, din câte am văzut și alte țări au introdus acest lucru. Și sunt mulți bărbați care răspund pozitiv la astfel de inițiative. Ba da. Am făcut armata, așa că sunt de acord. Până la urmă să se ducă cine consideră și cine vrea, dacă tot e treaba asta. Nu mi se pare ceva rău, adică da, ar trebui să ne pregătim în orice situație și așa. Deși anunțul privind apariția unui război în România a fost făcut de șeful statului major al apărării, românii tind să fie sceptici. Ținând cont că suntem la graniță cu Ucraina, ar trebui să fim îngrijorați. Psihologic, dacă ar trebui să fim pregătiți. Eu cred că da, dar în același timp trebuie să pornim de la premiza că România este stat membru NATO și că un război cu România ar fi puțin probabil în următoarea perioadă. Sunt doar niște supoziții, doar niște jocuri și vorbe aruncate ca să țină lumea în tensiune. Oamenii ar trebui să-și trăiască viața în continuare relaxați și fără frică de război.